Bine v-am regăsit, prieteni! Începe reforma, iese cacaua, ca să nu zic rahatul, la suprafață. Iese, și știu unde iese? La ministere. Am văzut la Ministerul Finanțelor, au ieșit oamenii să protesteze împotriva tăierii sporurilor. Am înțeles că există spor de condiții insalubre. Dita mai ministerul ăla somtuos, condiții insalubre. Dar or fi cu igrasie, cu șobolani, sărăcuții șobolani, cum stau ei acolo printre dosare. După aia, spor de calculatoare vechi. Dar care-i treaba mea aici? Sigur, sporurile astea le plătim noi, privații, și nu se pune. Da, nu se pune. Chestiunea în discuție la reformă. Adică reforma trebuie să fie pe privați și dacă se poate ăștia de la stat să stea liniștiți. Sigur, nu vreau să trec în partea altă să spun că toți cei de la stat sunt inutili. Dar vreau să întreb două lucruri. Cei care muncesc în locul ălora care nu muncesc, de ce nu fac gură? Bă, pur și simplu, da, vreau să văd o grevă a ălora care muncesc, spunând foarte clar, doamne, m-am săturat să muncesc pentru ăla și ăla și ăla. Sau, când s-au angajat pe pile o grămadă de nepoți, amante, veri, primari, mătuși, unchi, de ce n-ați făcut gură? Da? Ieșiți acum toți la grămadă și atunci noi o să vedem la grămadă și o să spunem așa, domnilor, ăștia sunt tăia piloșii. Pentru că voi ăștia nepiloși, ăia care într-adevăr munciți, că sunteți în Cluj, Timișoara, Iași, București, Constanța, Craiova, Târgu Jiu am văzut că au ieșit, da? Trebuia să ieșiți atunci. Pentru că noi, privații, v-am fi sprijinit. Pentru că și noi știm că se angajează pe pile. Dar vă mai spun un lucru. La privați nu există spor de calculator vechi. Nu există spor de uita la calculator. Spor de condiții insalubre. Tichete de vacanță. Vai, câștigi sub 10.000 de euro, îți dăm tichet, 10.000 de lei și îți dăm tichet de vacanță. Bă, tată, stai un pic. Aici sunt două chestiuni pe care trebuie să le spunem. Tichetul de vacanță este o pomană, bă. Îi o pomană. Stima de sine al angajatului ar trebui să spună foarte clar, să oprească porcăria asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, dând tichete de masă și ce faci? Și de vacanță, scazi calitatea. Da, că ăla merge, își face o pensiune, știe că vine nu știu care, care poate plăti cu nu știu ce tichete de vacanță, ăsta cu tichetul de vacanță merge și el acolo cum mergeau înainte cu sindicatele și totul este de un derizoriu total. Mergeți, bă, să vedeți în Bulgaria cum e. Mergeți în Albania, că e peste noi la 10 clase. Mergeți în Moldova să vedeți digitalizare, că e peste noi la 20 de clase. Da? Noi am ras digitalizarea tocmai ca să nu dăm afară tot felul de șmecherași de ăștia de partid, lipitori de afișe, lipitori în general. Da? Între timp, nu spune nimeni din Ministerul Finanțelor ceea ce spune profit.ro. Ia să vedem aici, ca să înțelegeți. Peste 33.000 de firme au dispărut practic din mediul de afaceri, da? Mai rău decât în criza din 2008. Bă, băiatule, să fii la guvern și să ai graficele astea, da? 33.000 de afaceri s-au dispărut din România, de astea mici, care țin comunitățile. 64.000 de firme, mai multe decât în 2008, spun că au deja probleme. Și spun de ce au probleme. Încă n-au intrat impozitele și astealte, da? Au probleme pentru că în momentul în care vine cât un politruc de ăsta de 3 lei și dă pe surse tot felul de șmecherii, da? Stresez economia. Economia e cel mai spurcat material, cel mai sperios. Da? Animal din lume. Și asta fac. Știi ce se întâmplă acolo? Campionii de soliter stau liniștiți. E, bă, pe mine m-a angajat unchiul, nevasta, mătușa, amantul, amanta, etc., etc. Ăia stau liniștiți. Eu sunt convins că din ăștia care au ieșit acolo, da, la minister, luându-l pe Boloș la întrebări, și foarte bine au făcut, da, sunt mulți dintre ei care chiar nu știu de soliter. Dar, băieți, dacă nu vorbiți despre angajați cu pile, are sens să mai povestim. Afară toată lumea și-a îngătat povestea. L-am văzut după aia pe domnul purtător de cuvânt al guvernului. Băi, și purtătorul de cuvânt al guvernului și-a zis, unde, ce, aveți ceva? Cum, se întâmplă ceva la minister? Domnule, nu știu, dar o să mă uit la televizor să aflu. Bă, băiatule, bă, tu erai un tip deștept la TVR, Mihai Constantin. Da? Vii să-mi spui că afli de la televizor ce-i în guvernul al cărui purtător de cuvânt ești?
Bă, tata, atunci dă dracu cu el de guvern, să plece, să vină o dată, Doamne, dă să vină o dată femeiul peste noi, că femeiul vine și te aranjează repede. Bă, băiete, câți bani ai în buzunar? 10. 2 lei la datorii, că le-ai făcut ca prostul, ca tâmpălău, da? 8. Ata cheltui. Și la revedere. Cea mai deșteaptă chestie din Uniunea Europeană s-a aplicat Bulgariei înainte de aderare. Consiliul Fiscal. Consiliul Fiscal însemna suma aia, da, grupul ăla de 10 bancheri din Elveția, care fiecare săptămână se uitau. Ia să vedem, Bulgaria, cum stai? Am colectat 20 de leva. De 20 de leva mănânci. Păi știți, am vrea și noi, vin electoralele, niște pomeni. La revedere. Salutări la mămâlca ta. Te-a făcut foarte deștept. Asta trebuie și la noi. Pentru că ăștia nu sunt în stare de reformă. Da? În primul rând, nu rezistă baronilor, da? Presiunilor baronilor. Îți dai seama că guvernul Marcel Ciolacu este pentru noi. Pentru ăștia, baronetul. Bă, tată, pentru ăsta e guvernul, bă, Marcele. Bă, Marcele, vezi că eu te-am pus acolo, eu te dau jos. Eu te-am făcut, eu te omor. Bă, mai vrei să fii președinte de partid? Da? La Ciucă presupun că e la fel. Acolo deja sunt niște tabere. Am văzut că Rareș Bogdan ieri vitupera împotriva ăstora. Astăzi zicea, dar nu ieșim de la guvernare. Adică alb cu negru dau gri. Nici o problemă. Bun? Și după aia te uiți la mentalitate, tată. Că e vorba și de mentalitate. Bă, românul. Pe român, când îl apucă mentalitatea la căpățână, e ca atunci când beau jumătate de litru de vodcă, fără să ia de la gură. Da? Ia uite știre, bă, tață, din secolul 21, la Buzău. Sute de asigurați buzoieni refuză să-și ridice cardurile de sănătate pe motiv că acestea ar fi pecetea satanei. Mama e de satan. Poți fi totuși de bătut în cap. Aici nu mai e vorba de conștiință, bă. Aici e vorba de a trăi în secolul 21. Da? Au venit o felul de porcării de la Atos prin 90 și ceva și după prin 2000 și ceva, da? Prin 90 și ceva, cum că America vrea să facă nu știu ce, guvernul mondial, o să te cipeze, o să te facă cu urechile invers, o grămadă. De când s-au inventat cardurile, au venit o grămadă și au prins la o grămadă de popi, de la ortodoxi până la neoprotestanți, tătă plaja, da? Dom'le, uite-te la card, că dacă citești, inversi drac. De parcă românii au fi inventat cardurile, adică noi ăștia ultimii din Europa. Și pur și simplu nu-și ridică acele carduri de sănătate. E pecetea satanei. Îți dai seama cât de bătuți în cap suntem? Bă, voi vreți în secolul 21, bă, o să vină istoria să spună marș afară. Marș afară. Să nu mai văd o român de amici. Scurt. Scurt, 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 scurt. În timp ce în celelalte țări, îți dau un exemplu din Germania, să vezi de ce are Germania autostrăzi, de ce are spitale, de ce are școli. Îmi scrie un domn, semnează cal nebun, bine că nu semnează vită nebună. Salutare! O să-ți povestesc o mică întâmplare din perioada în care munceam în Germania. Fermierul pentru care am lucrat o vreme vindea tăuraș de 3 săptămâni la 80 de euro bucata și tăia factură chiar și pentru acea sumă relativ mică. Nu vindea mai mult de 3-4 viței odată în general. Eu am povestit cum la noi se vând și se cumpără sute de vite, oi, miei, etc., fără absolut niciun bon fiscal în piețe. Iar proprietarii de turmă cumpără cu bani cash camionete de firmă direct din reprezentanță și totul e ok. M-a privit băiatul ăsta într-un mod ciudat. A rămas pe gânduri, apoi mi-a spus așa: din cauza asta n-aveți voi nici spitale și nici autostrăzi. Și aici deja mergem la nevoia de a plăti impozite. Bun. În PNRR, că se discută foarte mult despre PNRR și acum toate țintite către Ghinea, scrie foarte clar: domnule, trebuie să renunțăm la facilități. Însă, cum renunț la facilități, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă? Nu renunț dintr-o dată, că sunt câteva sute de mii de oameni care aduc 6% din PIB. În IT se muncește așa. Bă, băiatule, nu-mi place regimul fiscal din țara asta? Mi-am luat laptopul sub braț, nevasta la braț, copchilul în ăla și am plecat în Spania, de exemplu. Sau am plecat în Luxemburg. Sau am plecat în Dubai, unde nu plătesc taxe. Sau am plecat în Bulgaria, unde 10% pe profit, 10% pe venit. Sau în Ungaria, unde e 9%. Da, cu un laptop mă duc în toată lumea. Și atunci, cum rezolv problema asta pe care Dragnea a făcut-o? Vii pur și simplu și zici, băieți, va fi o perioadă. Tu ai avut deja vreme, un an de zile, să segmentezi perioada asta. Vii acum, când te arde la dește, și zici, gata, nicio facilitate, numai la aia peste 10.000 de lei, etc., etc. Știi ce faci? Stresezi mediul de afaceri. Mediul de afaceri și IT-ul este cel mai volatil. Da? Îți pleacă. Bun, ai pierdut 6% din PIB. Exact că trebuia să bagi în școală. N-ai băgat, evident, că se rupe ție de școala românească, cum mi se rupe mie acum, dacă
înflorit florile prin Bangladesh. Ceva în genul ăsta, s-a interesat șmecherașii ăștia de școală. Da? Pe de altă parte, nu e așa, vin știrile. Poporul ăsta evlavios, pe locul C3 în lume, cică, la Evlavie, nu suntem la autostrăzi, nu suntem la așa, suntem la Bol și la Evlavie, premiați. Pe primul loc, cică, ăia religioși, rugăcinoși, da, îs indienii, după azi polonezii și după azi suntem noi. În Polonia alegi de la ciudate, ci că dacă faci mișto de biserică, 2 ani de pușcărie. În Polonia, propunere de lege. Sigur că Teodosie îl sări primul și zice, și noi vrem, 2 ani de pușcărie, mai ales că el ăla de la Cluj, să vină repede să facă pușcărie, că face mișto de noi. Da, eu cu Hlamida, cu Merțanu, cu astea, alte, și vin tot felul ăștia de ciuriburi în vârful primei, da, să-mi facă mișto de mine, de Teodosie, de securistul care am fost. Bun. Și vine știrea de la Atos, cu aia bărboși grași, au ăștia niște grăsani acolo, mâncă de parcă suflă. Am o poză foarte faină. Uită-te aici, tată. Ăștia, bine, mănâncă cu pălăria pe cap, că așa am învățat de la 7 ani de acasă. Da? Și toți îs cu barbă și dacă i-ai văzut câteodată, mai vin de ăștia de la Atos cu părul împletit. Acum, sigur că nu-s eu mare și tare în șmecheriile astea cu biserica, pentru că eu de obicei când trec pe lângă un preot, ăla fuge repede pe partea altă, îi dau lacrimile, face cruce cu limba și stă în genunchi și bate așa apropo ori cu capul. Înțelegi? De bucurie că mă vede, în mod evident. Și de câte ori mă lovesc la deget, vin sfinții, se adună și suflă ca mămicile. Și eu spun povestea mea despre lovitura la deget. Știi? Și da, bă, chestia cu părul lung, i-ați văzut o grămadă, știu unde apare că ar fi bine să nu ai părul lung? La Pavel, mă, în Corinteni. Cata știu și eu din Biblie că, știi că pe vremea aia când trebuia să citez eu, apărea odată la 3 ani cărțulia cu povești nemuritoare și apoi până apărea, luam Biblia lui Buna, aia oricum nu putea să citească că era cu litere mici, și apoi o citeam despre tot felul de aia care se băteau pe acolo, că despre asta e Biblia. Se bat, se fac, se drag, ai de capul meu. Am citit și Cântarea Cântărilor, o scos-o ăștia din Biblie, ai o poezie de dragoste foarte... În Biblie încă, dacă vrei educație sexuală, poți să o citești. Ok, bun. Și zice Pavel, încă acolo, la Corinteni, băi, un păcat să ții părul lung ca femeile. Și întotdeauna m-am uitat la ăștia, la călugării ăștia care aveau barbă și nu știam, e femeia cu barbă sau e bărbatul cu plete? Da, m-am uitat și eu așa. Și m-am uitat la Atos. Și la Atos, unde Sfânta Popime trage cu pușca după mânțe. Și lumea mea acolo e paradisul, acolo e salvarea, ăia stau și se roagă acolo, Doamne miluiește, popa prinde pește, unde-i mânța? Unde-i mânța cu un pușcă? Da? Adică un călugăr de acolo, un românache de acolo, a tras după pușcă, după mânță, care nu cred că era românache, da? Aia sare și un alt românache, aflat acolo la construcții sau ce făcea pe 1800 de euro pe lună, călugărul ăsta șmecherașul, 4000 de euro pe lună, satul român plătește bine rugăciunile către Dumnezeu, așa, l-am pușcat. Bă, ok, o greșeală se poate întâmpla, dar știi ce m-a frapat pe mine? Felul în care a reacționat. Adică, bă, călugăr acolo, văd primar cu Dumnezeu, știi? Auzi, nu vrei să minți pentru mine, te duc la spital za zâla aia că ai avut un accident, că nu eu te-am pușcat. Da? Primul lucru pe care l-a făcut tovarășul călugăr, să-l sune pe becali. Vai, dragă Gigi, ce-am făcut? N-am avut cu rechi în buche, n-am avut cu ce mă duce la cumpărături. Înțelegi? Hai să mințim. Porunca, nu știu, a câtea poruncă e aia, bă? A cincea. Teologul, a câtea poruncă e aia cu să nu ucizi? Să nu minți. A patra? No, cred că e a patra, de clasa a patra. Ok? Bun. Mințiți, bă, mințiți, fără nicio problemă. Și după aia am văzut comentarii și bine să le vedem, pentru că de la Atos, care e și un fel de rezervor de prorusism și proputinism acolo, vin tot felul de broșurele. Ba că-i guvernul mondial, ba că România va fi distrusă de lumea aceasta civilizată, ba că trebuie să ne întoarcem la pravoslavnicul nostru, a treia Moscova, nu zice a treia, al treilea Constantinopol, a treia Romă, nu zice de Moscova. Da? Dar după ce citești alea și dacă ești destul de bătut în cap ca să le iei în seamă, bă, numai către Moscova te uiți. Bun? Și am văzut la Răzvan Chiruță,
Zice așa, totuși din toată povestea cu acel preot de la Athos, care a rănit un om pentru că l-ar fi confundat cu o mânță, rămâne întrebarea ce slujitor al Domnului ăla care trage cu pușca după mânță. Ce lipsă de umanitate, ce sălbăticie la unul care teoretic ar trebui să-și iubească aproapele, fie om sau animal, că nu știu să existe în Biblie o notă de subsol care să excludă mânțele. Istoria asta confirmă doar că atunci când trăiești religia fără creier, fără să o interiorizezi rațional, fără să o înțelegi, poți să fii și la Athos, că tot în iad ajungi. Adică te prinde dracu și te pupă pe gură în fața bisericii. Cam ăsta e la Athos. Și după aia au venit tot felul de mesaje. Tot felul de mesaje și am văzut de la Iulian un mesaj. Bă, m-a pus pe gânduri. Și am trebuit să pună pe toată lumea. N-am nimic împotriva Athosului, e treaba lor, nu am problemă cu credința, e libertate fundamentală, nu se discută, însă se discută atitudinii. Și atunci când există o diferență imensă între realitate și legendă, noi suntem obligați să o punem pe ecran. De exemplu, Iulian Doroftei. Am locuit acolo la un călugăr la tarife de hotel 5 stele. Iar mânțele de la Athos par cele mai înfometate ființe vii. Slabe, de mi s-a rupt inima. Doar de la turiști mai primesc mâncare. Am vizitat o chilie, vilă cu 3 niveluri, bazin, piscină și un lux interior, cum n-am văzut aproape nicăieri. Iar în post am să o servit cu fructe. De mare. Aoleo, Teodosie face scandal. A fost cea mai bogată și gustoasă masă cu carne din viața mea. Esența știrii. Un călugăr, whatever, a tras cu pușca într-o mâță, nu mi se pare deloc neverosimilă. Înainte de vizită, aș fi zis că e vreun nebun, dar am văzut acolo cam cât prețuiesc pentru ei animăluțele. Un loc pe cât de fascinant, pe atât de deprimant în ceea ce privește calitatea umană. Ori mai fi și schimnici dedicați celor de dincolo, dar probabil că se ascund foarte bine. În rest, comerci și trai pe vătrai. Un paradis pe pământ, ocupat de ipocriți și vizitat în majoritate, de derbedei care cred că se poate investi în imobiliare și pe lumea cealaltă. Și mergem mai departe. Nu vreau să exagerez. Repet, peste tot sunt oameni faini, ori fi și acolo. Dar densitatea leprelor e probabil la media globală. Religia nu te face mai bun, ci doar postulează o bunătate pe care majoritatea o interpretează abstract de propria viață. Și de ce comentez chestia asta? Religia o fi având rolul ei. Eu nu prea mă duc la biserică. Da? Credința, în mod evident, nu poate fi comentată, indiferent de ce credință ești, ce religie, etc. Dar atunci când apare ipocrizia la știri, ca breaking news, mă băieți, trebuie cumva pus așa într-o dezbatere. Pentru că dacă ai dat știrea și după ai băgat un meteo și după aia un sport, s-a dus naibii. Să povestim un pic despre ipocrizia ălora care au impresia că sună fără taxă inversă la Dumnezeu. Nu, tătucă, că nu e chiar așa. Sunteți o grămadă de dintre ea, v-am spus la un moment dat, aveam un cunoscut, da, într-un sat vecin, făcuse la pușcărie, cred că v-am mai spus, s-a întors din pușcărie, furăciun de astea mici, bicicletă, lemne de foc, rahaturi. Și a plecat la Athos și a venit de la Athos acolo transfigurat. Bă, am zis, omul se poate îndrepta. Tu crezi că eu n-am făcut greșeli? Sau tu? Fără păcate e numai ăla care moare, care deja a murit. Bă, dar se întâlnea cu tine, tu întindeai mâna, salut, servus, bă, ce face? Ăla făcea... Fiule, pace ție, oi de capul meu, te așteptai să scoată la apă sfințită, să te ardă pe... Haide. Da, pur și simplu, a stat cât a stat, așa, într-un fel de vrajă. O văzut că nu bagă lumea în seamă, că râde de el, că făcea pax vobis cu murdelea pe acolo, da? După a intrat iar la pușcărie, că, da, probabil acolo și-o regăsi liniștea. Urât, 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 urât. După aia, un mesaj de la Dodo despre alt tip de ipocrizie. Atenție, ce vă spun, eu sunt convins că sunt excepții și nu sunt reguli. Dar despre excepțiile astea trebuie să vorbim, tocmai ca să nu devină reguli. Dodo îmi spune... Bună seara, mi-am adus aminte de o întâmplare veche de când eram copil. Totul a pornit de la o joacă între copii, sora mea mai mică a tras de păr pe o altă copilă care era prietenă cu ea. Copilul aia, din instinctul de copil, s-a dus și a părât-o pe sora mea la tatăl ei, popă fiind. A venit popa cu o falcă în cer și alta în pământ și a spus lui sora mea în felul următor: las credința 5 minute și te omor. Bineînțeles că a doua zi copilele s-au împăcat. Mi-au rămas întipărite în minte cuvintele pe care le-a răstălmăcit taxul. Și aici iară zic, bă, de ce nu iese? Că acolo la
la, în fruntea bisericilor, indiferent care, sunt și oameni deștepți. Uite, de când mie îmi place Bănescu, deși are tot felul de sufleuri de alea așa mai... dar mă rog, și el poate să zică la fel despre mine, poate chiar mai rău. Să zică, bă, băieți, știți, să fii popă e o chestie de asta, nu e de atitudine, nu e o meserie. E așa un fel de chemare. În momentul în care primești tu ca superior, da, scrisor de la comunități, domnule, uite ce face ăla cu noi, ne disprețuiește. De ce nu intervii? Le bași sub plapumă, cum fac catolicii cu agresiunile sexuale, da, ea de la Roma, da, și după ani și ani, când află și bubuie societatea, vii repede și pui să rezolvăm problema. Mă, băiatule, nu mai bine stingeai chibritul decât să aștepți pompierii până se face dintea mai vâlvătaia. Nu se poate. Iar un mesaj de la Isidor. Și acum pornim pe ăștia. Aveam o vecină la etajul 4 care avea un fiu, popă. Extrem de credincioasă, evlavioasă, un caracter frumos. Din când în când mai avea grijă de fiica mea în situații speciale. Nu mi-a spus niciodată de vreo problemă cu fiul ei, până când nu l-am auzit urlând și lovind ceva sau pe cineva și pe ea plângând. Am urcat până sus și l-am tras de piept afară și am tras și un șut în fund prin sutana lui. M-a blestemat și a mai primit câteva scatoalce pe scări în jos. Am găsit apoi tot felul de boscoane, cred că așa se numesc la ușă, un mizerabil. Nici eu nu-s mândru de mine, dar la acel moment am considerat intervenția necesară. De discuta chestiile astea. Pentru ca să nu facem un fel de România Sfinților. Știi că îți destui care au impresia că dacă pupi poala, poala, am spus, cu diftong, popi sau ghiulu, deja intri în grădina Maicii Domnului, îți crește salariul, îți pică rata și dintr-o dată secretara îți vine acasă blondă și spunând: am venit, dragă, îmbrăcat într-un năvod pentru tine. Chestiile astea trebuie să dispară. Să dispară pentru că, băieți, statele cele mai dezvoltate nu sunt statele bisericoase. Sunt statele care respectă biserica, dar în același timp sunt state laice. Adică spun așa, rolul tău biserică este în societate ăsta ca oricare altă instituție. Nu ești deasupra vreunei instituții și nu poți să faci politici publice. Și dacă, sigur că da, enoriașii te vor, sigur că da, cel mai frumos ar fi să cotizeze pentru tine. În Finlanda, de exemplu, dacă vrei să plătești la biserică, scrie acolo frumos în fiecare an, da, vreau să dau 2% sau 5% sau 10% sau 0%. În Finlanda, la un moment dat, circulau autobuzele cu reclame de biserici pe aia. Biserica, nu știu, care vă invită să cotizați pentru că noi suntem mai aproape de Dumnezeu decât aia alții. Reclamă. Reclamă. Și asta mi se pare un mod foarte fain pentru că intră în secolul 21 și mai mult decât atât mă atrage. Știi, e ca la preot. Un preot de la care vorbește pe limba ta, care poate să bea și o pălincă dacă e cazul, dar fără să îmbete, sau stă la o cafea și își prezintă propriile lui îndoieli, băi, un tip senzațional. L-ați văzut pe Teo Lazar aici? E o minune de om. Da? Adică poți vorbi cu el subiecte cărora li se par interzise. Și omul îți arată cu un cal desăvârșit, te plimbă prin Blaga, te plimbă pe nu știu unde, prin literatură și mai mare dragul. Dar și că nu mai pot, că trebuie să iau publicitate. Mă las, Cosmin, că mai vedem de când intru în regie. Și după aia povestim despre grija față de bătrâni. Deja vă da lacrimile, sunt convins. Partea a doua, bine v-a regăsit. V-ați întrebat vreodată la toate nebunile astea de știri cu azilurile de bătrâni, bătrâni ținuți în mizerie, mă, cum naiba, ce suflet poți să ai să vezi un om în vârstă și să-l pui acolo în găsacii de ciment sau să nu-i dai mâncare, când aparținătorii lui plătesc, cum era la Târgu Mureș, de exemplu, plata era 3500 de lei pe lună. Mai luai și de la stat, mai luai de la ONG-uri. Cât rahat poți să ai în suflet și să-l vezi pe omul ăla că își mișcă buzele de foame sau că îl ții acolo în seră, atenție, în solar, de la cu plastic, la 40 de grade afară, aruncat acolo un fel de saltea. Eu n-am înțeles nicio. Bă, nu faci unui câine chestia asta. Nu faci unui animal. Și animalul ăla de revelion, când se sperie că bubuie cu tot felul de petarde, dar îl bagi în casă, chit că e un câine și poate miroase, sau poate e o mâță, sau mai face ceva pe acolo. Și, dar nu te lasă inima. Și atunci am zis, ia să povestim despre asta. Și nu o să povestesc cu oameni din România. Oamenii din România o să spună, da, este regretabil. Nu, nu. Eu vreau să știu cum e în Germania. Și am intrat în legătură cu Silviu Bolboceanu, care e asistent medical în Germania la un azil. Nu știu dacă mă auziți. Mă vedeți?
Da, vă aud. E perfect. Domnule Bolboceanu, știți știrile astea, noi am intrat în legătură tocmai cumva paralizați de atâtea breaking news-uri, de atâta mizerie, de atâtea breaking news-uri ale mizeriei. Hai să vedem cum este în Germania. Dumneavoastră lucrați într-un astfel, de 9 ani lucrați deja acolo. Da, da, bună seara dumneavoastră și ascultătorilor și deci din capul locului trebuie specificat că în Germania există asigurări de îngrijire la bătrânețe, ca să spun așa. Deci de când încep viața activă în câmpul muncii, 3,5% se duce pe aceste asigurări. Sistemul merge pe, se cheamă dual, deci merge pe o finanțare de la stat și pe casele de asigurări de bătrânețe, ca să le spun, de îngrijiri la bătrânețe, ca să le spun așa. Nu are nimic de a face cu asigurările de sănătate. Asta trebuie spus, cred că din capul locului, în România nu există așa ceva, nici în Italia nu există așa ceva. Și atunci, sigur, resursele financiare vin numai din pensiile bunicilor noștri. Sau aici, sigur, aceste asigurări... Sau din cât mai cotizăm noi pentru bunicii noștri. Da, sigur, acest 3,5% din salar care merge toată viața noastră activă nu acoperă decât parțial aceste îngrijiri, dar împreună cu pensia respectivului și cu, mă rog, poate și cu ajutor din partea familiei, iar în cazuri sociale atunci intervine statul și finanțează această latură de îngrijire. Încă o dată, nu le confundăm, am să confunda cu asigurările de sănătate. Dar cum e acolo? Dumneavoastră lucrați deja de 9 ani. Când mergeți, ce se întâmplă? Cum sunt îngrijiți? Deci pot să vă spun, unde lucrez eu acum de atâția ani, încă de 9, dar mă rog, vreo 5-6, era o structură care se deschidea pentru prima oară și întâi ne-au angajat pe noi, personalul, deci asistenții, infirmierele, infirmierii, și apoi au început să vină oaspeții noștri, să zicem așa, pentru că altfel nu le dă drum. Deci structura e nou construită, are 6-7 ani, nou construită, cu paturi, cu totul utilată, cu camere singure, deci cu cameră singură și câteva camere duble, complet utilată, nu a pornit până nu s-au umplut de personal. Deci la început era mai mulți noi decât ei. Autorizațiile curg în această ordine, deci întâi se angajează un anumit tip de personal cu o anumită structură, câți asistenți, câți infirmieri, plus personalul care se ocupă de terapie ocupațională, să spunem așa. Adică să nu vă gândiți că ei stau acolo și nu mai mănâncă și zac în cărucioare. Au un program bine stabilit în fiecare zi, se tratează, li se citește ziarul, stau împreună, joacă popice, dacă chiar vreți, și așa mai departe. Se fac excursii pe autocarele. Deci, practic, o bătrânețe activă. Da, absolut, absolut activă. Chiar dacă unii, sigur, toți au diverse patologii și un anumit grad mai mare sau mai mic de invaliditate fizică sau mentală, pentru că trebuie spus și chestia asta, ei sunt, de fapt, liberi. Pe bine, asta m-a mirat foarte tare că nu se dă voie să se intre în aceste structuri. La noi intră oricine. Bineînțeles, nu în camere și nu în băi și nu în timpul procedurilor și așa în departe, dar este o structură absolut, așa să vă imaginați, ca un hotel. Are o recepție la intrare și oricine, în principiu, poate să intre, să stea de vorbă cu bunicii noștri, să... Sigur, nu intră în sfera intimă, bineînțeles, niciodată, până nu decât aparținător, bineînțeles, dar este o structură absolut liberă. Ceea ce m-a mirat pe mine foarte tare este că, în primul rând, cum a spus și dumneavoastră, personalul, deci, au mai fost cazuri de îngrijitoare, așa numitele badante din Italia, care singure acasă au făcut diverse abuzuri. Dar într-o structură mare sau mică, în care 5, 6, 7, 8 persoane care lucrează acolo
Nimeni nu-și permite să spun. Să spună ce mai frate, nu se poate așa, nu? Așa ce nu există. Ok, mă întorc la situația că eu nu sunt aici. Ca să comentez, sunt destul de mult să am plecat din România. Deci așa să vă gândiți, sigur, este o structură în care acești bătrâni, acești seniori stau împreună, își petrec toată ziua împreună, diverse activități, joacă șac, citesc, este o bibliotecă, sunt la televizor, la meciuri, Când ați fost angajat, vi s-a ținut un fel de curs de comunicare pe lângă asistența medicală, pe care deja o aveți din alte competențe? Vi s-au ținut ceva, nu știu, de tip comportamental, comunicațional. Cum să vorbești cu un om care are dizabilități sau poate are o vârstă prea înaintată ca să mai aibă chef să mai asculte un tinerel ca dumneavoastră, de exemplu. Da? Adică vorbim despre o anumită cultură a apropierii față de un om care are, pot să-i spun, o dizabilitate venită din vârstă. Astea se fac periodic. Aceste cursuri de actualizare și de pe diverse patologii sau pe diverse genuri de patologii se fac cu tot personalul, cam la 2-3 luni, 6 luni maxim, plătite de către firmă. Facem aceste cursuri tot timpul. Cum se comportă cu un pacient care are Alzheimer? Cum se comportă cu un pacient care are altă patologie și așa mai departe? Pentru că, evident, nici eu sunt asistent medical de meserie, am lucrat foarte mult în spitale, pentru mine la ora respectivă era ceva nou, dar, cum vă spun, aceste cursuri scurte, nu polologii de ore și ore, ci așa, maxim o oră, cu material, sigur, audiovizual și așa mai departe, pentru că aceste probleme, cum spuneți noastră, nu vii cu ele din școală neapărat. Ce ați simțit? Acum sună cumva românește întrebarea asta. Când ați văzut știrile despre azilurile noastre, despre acei oameni scheletici, da? Acele schelete vii, și o să-mi cer scuze că vorbesc așa, dar ăsta e adevărul, ce v-a trecut prin minte? Eu m-am enervat, sincer, dacă eram acolo, cred că făceam o bocănă, de aia ieșeați cu scandal. M-am revoltat și eu, pentru că eu știu, să nu vă gândiți că eu luau neapărat Germania și aici avem probleme de personal, în principiu, în general. Deci să vă gândiți că în Germania lipsesc, spune statul german, vreo 60.000 de asistenți și de infirmieri în acest domeniu, nu numai și în spitale și în aceste structuri pentru vârstnici. Dar totuși, eu m-am cutremurat, pentru că așa ceva, să vă gândiți că la noi îi cântărim de două ori pe lună, toți parametrii vin măsurați, tensiune, nu știu ce, nu știu cum, suntem în permanentă legătură cu medicii. Aici e altă poveste, dacă vreți să detaliem. Vă rog. Cu medicii și unii de familie și așa, alt sistem complet. Au două meniuri în fiecare zi. Nu știu ce să vă mai spun. Cum vă spun, activități. Două meniuri, ce înseamnă? Adică poți să aleagă dintre două... Da. Deci se face meniu pe o săptămână anticipată, deci pe săptămâna viitoare. Lunea apare meniu pentru cealaltă săptămână și ei au dreptul, sigur, să aleagă. Vreau să mănânc o friptură sau vreau să mănânc pește sau cartofi prăjiți. Deci nu este o problemă mâncarea în niciun caz. Iar ca să vă mai spun, aceste structuri sunt de multe ori private, sigur, unele sunt gestionate de către Crucea Roșie Germană sau de alte asociații non-profit, dar foarte multe sunt, cum ar veni la noi, un SRL obișnuit. Exact cum deci sunt și la noi. Se face și profit, adică nimeni nu... Bineînțeles, respectând aceste foarte riguroase linii de gestiune, deci, pentru că partea medicală, respectiv medicamentele, pansamente și așa mai departe, vin asigurate de către casele de sănătate, care sunt mai multe, care sunt private, care sunt la concurență și care ne controlează de nu ne vedem.
Deci să vă gândiți că noi avem cam 4 controle pe an standard. Și nu se uită, presupun, doar la acte? Nu, nu, nu. Se uită și la acte, sigur, la documentația care este toată digitalizată, deci nu umblă gurtii deloc. Avem vreo 4-5 computere pe fiecare secție în care vin introduse toate datele, toți parametrii, cât o mâncat, cât o băut, greutate, așa de departe, dacă se înrăutăcește situația sau patologia, vine imediat anunțat medicul respectiv și se iau măsuri și așa mai departe. Domnule Bolboceanu, o întrebare. Ce s-ar întâmpla în Germania dacă s-ar descoperi nu unul, ci 10, cum a fost, sau 10 de aziluri de genul ăsta, cum a fost în România? Deci eu vă spun că pentru mult mai puțin, nu pot să intru în foarte multe amănunte, dar pentru mult mai puțin, prima măsură care se ia, se opresc internările, să zicem așa. Deci tu nu mai ai voie să accepti alți pacienți, să spunem așa. În primul rând, și ți se dă o listă urgent, aceste controle, o să revin probabil, după ce controlul durează 2-3 zile, noi suntem, de exemplu, în Eufrezio sunt 120 și ceva de seniori și că când vin, noi nu știm când vin, ei vin așa, aleator, când vin din 8 persoane și se împrăște peste tot. Și cum vă spun, din cauza că este deschis, de multe ori nici nu știm că sunt acolo, că ei sunt civili, sunt printre noi, printre țări, așa, și a prima măsură, și după aceste controle, ca să nu pierd fiul, sunt un pic emoționat și mă scuzați, când stă în acest control, primești o listă cu ceea ce este de ajustat. Dar dacă ar găsi dintr-o dată ce au găsit la noi, adică oameni în vârstă băgați în solarii la 40 de grade, oameni scheletici băgați acolo în subsol în găsaj de ciment, oameni care n-au mai mâncat sau și-au mâncat nasturii de foame, vorbim despre românisme adevărate. În momentul, fac doar o presupunere, vă spun în dată, nu cred că este imposibil să ajungă la asemenea nivele, dar din ce știu eu așa, bine, procuratoare și poliția, în maxim câteva ore sunt toți evacuați și toată lumea care lucrează acolo are mari probleme. De unde ați plecat? Admițând că s-ar putea întâmpla așa ceva în Germania. La asemenea nivele, niciun caz. Se mai întâmplă și aici, nu este un paradis, se mai întâmplă, dar nu se ajunge încă atât. Din cauza acestor controle periodice neanunțate, care unul face casele de asigurări, pentru că sunt banii lor acolo băgați, și un alt control, cam de tot așa de două ori pe an, îl face, să spun așa, s-ar traduce în România un fel de protecție a consumatorilor în acest sector, o comisie, cum vă spun, 7-8 oameni de profesie, de meserie, avocați, care știu exact normele, legile și așa mai departe, asistenți medicali și te iau la bani mărunți cum trebuie. Deci este în practică imposibil să se ajungă la asemenea nivel, pentru că dacă, vă dau un exemplu absurd, dacă un bunic care este la 93 de ani și a scăzut 3 kg în greutate, trebuie imediat să se ia măsuri, îi se dă hipercaloric, să mănânce și așa mai departe, se ia legătura imediat cu medicul. Și dacă tu nu faci chestiile astea, care, cum vă spun, sunt documentate în computerele noastre, automat sunt probleme mari. De ce nu s-au luat nicio măsură? Nu se vede că omul ăsta, din anumite motive, poate de bătrânețe, poate din alte motive, nu mai mănâncă sau a scăzut în greutate sau are o rană undeva care nu este documentată, sunt probleme foarte mari. Deci este în practică foarte imposibil să se ajungă la asemenea nivele. Deci iarăși insist cu o întrebare, dar trebuie să-mi scuzați așezarea geografică a țării mele. Da? Ați auzit ca vreun vârstnic în acele aziluri să rab de foame și să trebuiască să intervină în Germania autoritățile? Nu, sincer nu. Nu, n-am auzit niciodată asemenea cazuri.
cum vă spun, se mai găsesc și pe gipsuri, se mai întâmplă câte una, câte alta, la nivele foarte mici, foarte soft, aș spune eu, dar pe de o parte și în cazul acestor pontoare, pe de altă parte, aparținătorii sunt prezenți minim săptămânal, vin, ei văd și este suficient să dea un telefon undeva că li se pare că cea mai regulă sau și atunci începe distracția. Mai vin cu o întrebare românească. De unde ați plecat în Germania? Eu am terminat școala la Sibiu, școala posticeală se chema pe vremea aia și de acolo am plecat în Germania. Pe vremea aia, în anii 98, Germania căuta asistenți medicali din România, în acea revoluție, mă rog, imediat, 98, și periodic se pleca pe un an jumate în diverse structuri în Germania, inclusiv spitale, inclusiv aceste azile. Atunci și eu lucram la spital la mine în localitate deja de 4 ani, trebuia să ai 3 ani de vechime și să știi un pic de germană. Acum știu mai mult. Atunci știam mai puțin și mi-am luat inima din și am plecat. Ați plecat din cauza sistemului, din cauza banilor, din cauza derizoriului? Am plecat la vremea respectivă din cauza banilor și a sistemului. Dacă vreți, nu vă spun localitatea, mi-am lucrat că nu vreau să... Okay. Că n-are importanță, dar mi-aduc perfect aminte că am terminat școala, pe vremea aia încă erau repartiții de stat, dacă vă aduceți aminte, sigur vă aduceți aminte. Da. Și eu am prins post în orașul meu, singurul post, am avut o medie bună, am prins un post la mine în oraș și am început să lucrez. Șocul meu cel mai mare a fost la primul salar, când asistenta șefă a spus, pe vremea aceea, vă aduceți aminte cu siguranță, salariile se plăteau cash. Că venea asistenta șefă cu punga de bani și cu borderul ăla de plată. Și după ce ne împărțea salariile cash, bineînțeles, spunea, acum pune în fiecare, mama mi-aduc aminte suma, pune în fiecare câte 5 lei, ca să dăm la magazinul de la spital să ne trimită siringi și vată. Pe vremea aia încă mai veneau tiruri cu ajutoare și cu siringi de plastic și cu alte materiale sanitare. Și eu am rămas șocat. M-am uitat așa la ea și am zis, dar de ce? Păi omul ăla, dacă au venit ajutoare și sunt în magazia spitalului, de ce trebuie să dau eu 5 lei, nu știu, poate 2 sau 5 sau 10, ce erau atunci, ca să, păi zice, altfel rămâne fără seriș, fără ace și fără tifon și fără bată, fără spirit și așa e. Deci, pe mine nu o să văd niciodată chestia asta. Mulțumesc tare mult și v-am întrebat toate lucrurile astea ca lumea să nu uite de unde am plecat și să nu uite că trebuia să ajungem undeva mai sus și că ia ca n-am ajuns. Eu am lucrat încă cu siringi de metal și de fier. Știu, și, alea cu sticlă. Da, da. Și cu ace fier pe de 1000 de ori și inclusiv în Sibiu făceam practică și se lucra și în sala operatorie cu asemenea și cu mănuși spălate și... În caserolele alea de metal, de fierbere, că le-am văzut exact. Și eu la mama, an la rând. Păi era un aparat de sterilizare cât un perete. Da, da, da. Un dulapul ăla de fier. Așa. Un fel de. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc mult. Eu sper să mai intrăm în legătură, pentru că mă interesează în primul rând ca românii să nu creadă că normalitatea este la noi și că toată lumea e așa. Normalitatea este în Occident și nu trebuie decât să încercăm să gândim un pic altfel despre banii pe care îi dăm la stat. Mulțumesc tare mult, să aveți spor în toate. Mulțumesc la fel, vă mulțumesc mult. O seară bună. Ca să înțelegeți, băieți. Da? Cam asta e Germania și Germania nu e cel mai sus în lume. Da? Nu mai vorbim de Olanda, nu mai vorbim de Finlanda, de Norvegia sau de Suedia. Pur și simplu, noi deja ne-am obișnuit că trebuie să fie rău. De ce trebuie să fie rău? Las bă că am auzit eu pe vărul meu care suduie când vine de nu știu unde, că și acolo e rău. Doar că este un alt fel de rău. Una e să-ți fie rău în căruță și alta e rău să-ți fie rău în mașină. Răul ăluia din mașină nu e așa de rău ca răul ăluia din căruță. Și știi care e problema cea mare? Că ne-am învățat cu căruța. Și știi care e problema și mai mare? Că boii suntem noi care tragem căruța. Când crezi că aș putea ieși din emisiune ca să nu suduim? Într-un minut, ci că pot să ies din emisiune.
În jurătură avea 1 minut și 24 de secunde, deci nu mai pun că tămătaie cu publicitatea, cu genericul, așa că vă povesti despre o țară care trebuie să fie mult mai dezvoltată, o țară, asta noastră, care a pornit fără datorii externe, a pornit cu o grămadă de resurse și cu o grămadă de găuri negre în căpățână. Da, n-am vrut capitalism, am zis așa, hai să fie glasno, să fie nici capitalism, nici comunism. A venit domnul Iliescu și a spus, tovarășu, mă rog, scuze, așa, și ce vă spuneam cu doamna aia blondă, să fie așa o Românie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, și a pus năvodul pe ea, și peștii fraierii suntem noi. V-am pupat. A, gândiți-vă, bă, ce fel de țară îi lăsați moștenire lui Ion Iliescu, bă? Incredibil, n-aveți suflet. Nie zaiți, nie pagadii. Ionește Chivanoc. Salutare!